Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul acestei ediții este una din personalitățile de primă mărime ale scenei culturale românești, reputat istoric, politolog, om politic, președinte al PNL Iași și consilier al premierului, domnul Alexandru Muraru. Bună ziua, domnule Muraru, și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bun găsit, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vă propun o călătorie într-o lume plină de bogăție, dar în același timp cu o istorie tragică, în lumea moștenirii culturale iudaice din bazinul moldovenesc și nu numai. Voi începe direct astăzi la, nu, aproape la 80 de ani, aproape la 8 decenii, mai bine de 8 decenii de la Holocaust. Cum conservăm memoria și cum se văd acele evenimente? Mulțumesc foarte mult. Este o întrebare foarte importantă și prezentă astăzi pentru spațiul public românesc și nu numai, pentru spațiul public european. Este o dezbatere foarte intensă în Europa astăzi despre ceea ce, așa cum se traduce în română, moștenirea evrească, pentru că în ultimii ani, cel puțin odată din păcate, cu ascensiunea antisemitismului, s-a constatat faptul că această întreprindere dificilă, aceea de a lupta împotriva antisemitismului, trebuie să conțină și această componentă importantă, aceea de a vorbi despre moștenirea evrească, de a explica despre felul în care evreii au venit în spațiul european și au contribuit din plin la istoria continentului, la dezvoltarea culturală, economică și socială a Europei și în special a, cred eu, a Europei de Est, nu numai a Europei Occidentale. Și sigur că România astăzi este într-o perioadă de așezare din punctul acesta de vedere. Am pierdut ani prețioși, cred eu, decenii importante, nu numai în timpul comunismului, dar și după prăbușirea comunismului, atunci când am continuat să nu vorbim despre proiectul european al Holocaustului, la care România a fost din plin parte, și nu am vorbit de asemenea nici despre moștenire evrească, și aici când spun că nu am vorbit, mă refer și la societate, mă refer și la mediul academic și mă refer și la o dezbatere onestă între istorici, deopotrivă sociologi, antropologi, politologi. Repet, suntem într-o reașezare completă din toate punctele de vedere. Spre exemplu, în aceste luni și în aceste săptămâni, România face astăzi pași importanți în sensul de a implementa o strategie națională de combatere a antisemitismului și de altor forme de extremism, dar care prevede, printre altele, reevaluarea și recalibrarea în totalitate a programelor școlare și a programelor universitare, a programelor de studii. Nu mai vorbesc de alte componente care țin de pregătirea personalului implicat în combaterea acestor fenomene. Eu personal cred că această formă de cultură civică este extrem de importantă, pentru că până la combatere, prevenția are un rol determinant și cred de asemenea că felul acesta în care vom înțelege în următorii ani să vorbim despre moștenirea evreiască și ceea ce a însemnat Holocaustul, are o importantă componentă națională. Vă rog. Domnule Muraru, apropo de evrei din zona Moldovei,
Putem vorbi de o parte dintr-un bazin mai larg evreiesc, mă refer aici la Galiția din Imperiul Austro-Ungar, mă refer la Volânia, la Podolia, toată zona aceasta chiar până în Lituania, Basarabia, Maramureșul. Cum au ajuns evreii în Moldova? Sigur că a fost, aici vorbim despre, e o istorie relativ, aș spune, relativ complicată și relativ determinată de mișcările politice și sociale din, din Europa și în general din Europa de Est. Dar realitatea este că timp de secole România a găzduit o comunitate evrească extrem de numeroasă. Spre exemplu, ajungem undeva în plină perioadă interbelică, la mijlocul perioadei interbelice, potrivit unui recensământ național românesc care a fost făcut începând cu al doilea deceniu interbelic. România avea a patra cea mai numeroasă comunitate evrească din lume, după Uniunea Sovietică, Polonia și Statele Unite. Și asta, sigur, că aduce această întrebare extrem de pertinentă a dumneavoastră, cum România a reușit în interiorul granițelor sale, în anii 30, să aibă o asemenea comunitate numeroasă care număra aproape 800.000 de evrei. Realitatea este că, în general, în perioada medievală, evreii au fost alungați din alte părți ale Europei, s-au refugiat în principatele române. Au fost, să spunem, două trasee principale și două ramuri principale ale comunităților de evrei care au ajuns în Europa, și mă refer și în Europa de Est și, evident, în România, mă refer la evreii așkenazi și la evreii sefardi. În principal, cei care au venit începând cu sfârșitul secolului 17, începând cu secolul 18, adică după a doua împărțire a Poloniei, și în special prin Imperiul Otoman, și aceștia se stabilesc în principal în București, deci sunt cei care sunt alungați din Spania și care tranzitează Imperiul Otoman, cum vă spuneam, evrei sefardi și evrei așkenazi, care grupau evrei de origine est-europeană și germană și care se așează în principal în Moldova și în Basarabia. Dar trebuie spus din acest punct de vedere că din această mare comunitate evreiască care se așează și ajunge la acest număr impresionant în aproape de mijlocul secolului 20. România are întreaga diversitate de comunități evreiești, fie că vorbim de evrei așkenazi sau sefardi, dar de asemenea vorbim și de evrei reformați și conservatori, de asemenea vorbim de evrei ultraconservatori, deci ultraortodoși, pe care îi găsim, spre exemplu, în zona Maramureșului, în zona Sighetului. De asemenea, vorbim și despre evrei laici și despre evrei foarte emancipați, pe care îi găsim, spre exemplu, în comunitățile importante, în marile orașe ale principatelor români inițial și ulterior din România Mare. Cred că era totuși și o mare diversitate între evreii rusofoni din Basarabia, nu? Evreii transilvaneni și evreii din Regat, cred că erau diferențe culturale. Diferențele erau enorme, ceea ce o să vedem mai târziu, și atitudinea, așa cum, spre exemplu, unii istorici sau filozofi politici
vorbesc despre o atitudine diferită a evreilor în funcție de ramurile din care provin sau din felul în care au înțeles să formeze comunități cu privire la răspunsul lor legat de persecuție și ulterior de implementarea Holocaustului. Da, este foarte adevărat. Trebuie spus că acest tip de comunitate este complet diferită față de celelalte minorități etnice și religioase, în principal datorită felului în care ei își trăiesc viața religioasă în comunitate, în propriile comunități, socială și politică. Pentru că, spre exemplu, în marile comunități, eu vorbesc aici de cei din Basarabia, de cei din Moldova, din dreapta Prutului, din cei, spre exemplu, din Iași, din orașele mici și mijlocii, cum ar fi Dorohoi, Rădăuți, Suceava și așa mai departe, coborând spre Muntenia, spre Vechiul Regat și unde vorbim despre cei, în principal, din București, dar și în celelalte zone, sigur că această viață în comunitate reprezenta o întreagă paletă de instituții proprii, fie că vorbim de instituții religioase, sinagogi, fie că vorbim de instituții civice, de educaționale, vorbim de școli proprii, vorbim de spitale proprii, vorbim de instituții filantropice, vorbim de modul în care erau organizați, adică o Federație a Comunităților Evreiești, dar și despre organizații evreiești importante, cum ar fi, spre exemplu, Uniunea Evreilor Români și Partidul Evreiesc. Deci, din acest punct de vedere, evreii nu doar numeric domină, să spunem, prin felul în care există în aceste comunități viața economică, socială, politică. Este foarte interesant această plajă enormă, această diversitate. Domnule Muraru, o să vă pun o întrebare dificilă din multe puncte de vedere. Exista un antisemitism în societatea românească până la explozia din anii 30? Hannah Arendt, într-o carte splendidă, Eichmann la Ierusalim, denumea societatea românească, era o apreciere, ca pe una extrem de antisemită. Poate cea trebuie făcut aici o distinție între felul în care se așează sistemul constituțional și normativ românesc, unul inițial profund, aș spune eu, înregimentată în această filozofie antisemită, adică atunci, vorbim despre un antisemitism care și are rădăcini istorice până la 1866, până la Constituția din 1866, drept pentru care celebrul articol 7 nu dă posibilitatea evreilor români de a fi naturalizați, deci de a primi drepturi civile și politice. Dar apoi, sigur, ajungem și la Congresul de la Berlin, unde România și angajamentul pentru a-i fi recunoscută independența, de a integra pe deplin evrei în societatea românească, lucru care nu se întâmplă. Abia foarte târziu, până după primul război mondial, și asta abia în 1923, evreii primesc drepturi civile și politice, ori tot această amânare a integrărilor în societatea românească confirmă sau reconfirmă, dacă vreți, antisemitismul existent în societate. Mai mult decât atât, trebuie spus că începând cu perioada interbelică sau cu mijlocul perioadei interbelice, problema evrească, așa cum este cunoscută în societatea românească, se schimbă și antisemitismul dobândește un caracter de masă pe fondul crizelor economice repetate. Trebuie spus că o înversunare împotriva evreilor are un profund argument economic în Moldova și țara românească, înainte de Marea Unire, adică după integrarea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei în granițele României mari. Și trebuie spus că
atât timp cât și-au îndeplinit, spre exemplu, funcția de intermediar în calitate de mici întreprinzători, colectori de taxe agricole, de distribuitori, de manufacturieri. Evreii au fost, să spunem, acceptați dintr-un anumit punct de vedere. Ulterior, când ei capătă o putere economică importantă și intră într-un conflict, să spunem, cu burghezia sau cu mica burghezie și cu boierime, antisemitismul se răspândește violent, profund. Dacă vă aduceți aminte, unul dintre principalele mituri ale răscoalei din 1907 este tocmai acesta, al faptului că este pus pe seama latifundiarilor evrei și a intermediarilor evrei izbucnirea răscoalei din 1907. Dar în întreaga istoriografie românească, mitul evreului care asuprește economia autohtonă, care lovește în interesele naționale, care acumulează capital în dauna intereselor românești, este prezent în profunzime. Trebuie spus că ceea ce se întâmplă după primul război mondial nu este decât o transformare într-un antisemitism de masă, violent, care capătă și o formă politică profundă și paramilitară. Și de asemenea, ceea ce era răspândit de generații întregi, un antisemitism istoric latent, capătă, repet, acum o dimensiune profundă, profundă generalizată și cu o incredibilă componentă politică care aduce alături de ea intelectualii, cei care dețin de asemenea puterea economică. Să nu uităm că, spre exemplu, sub domnia lui Carol al II-lea, acest antisemitism capătă o dimensiune extraordinară, propaganda antisemită dusă fără scrupule de oamenii dictaturii și de toți agitatorii extreme drepte, îndeplinesc această funcție socială de a răspândi, de a da o falsă direcție antisemitismului, de a-l încărca cu o ură deosebită, care, repet, se manifestă prin toate mediile sociale, prin toate instrumentele, fie că vorbim de instituțiile statului, mediul academic, intelectual, politic, economic, și care contribuie din plin la transformarea, la falsificarea realității și la transformarea acestei, între ghilimele, problemei evreiești într-o problemă națională. Narativul comunist postbelic, la nivel oficial, mai ales narativul internaționalist, punea Holocaustul exclusiv pe seama Germaniei naziste. Era o componentă a propagandei sovietice și comuniste de după 1945, evident întemeiată. A existat însă un antisemitism și în perioada celor 45 de ani de comunism. În realitate, cum vedeți această valență? Național-comunism versus internaționalism? Fără discuție că acest antisemitism continuă sub alte forme după 1945. De fapt, cineva spunea la un moment dat că comuniștii au reușit ceea ce n-au reușit legionarii și Antonescu, adică să alunge sau să elimine toți, aproape în totalitate, comunitatea evreiască. Trebuie este, spus o, că... este o catastrofă, o tragedie. De la aproape 1 milion de oameni, nu? De la 800 de mii, am ajuns la câteva mii după 1989. Da, trebuie spus că, potrivit statisticilor, în 1989 nu erau mai mulți de 40 de mii de evrei
Deci la prăbușirea comunismului, mai mult de 40.000 de evrei nu existau în România. Cele mai mari valuri ale evreilor care pleacă se produc culmea înainte de 1965. Deci în primii ani, în anii 50 și în primii ani după război, dar cum știți, România găsește o soluție originală, extrem de cinică și de dăunătoare din toate punctele de vedere, aceea de a vinde, așa cum a făcut și cu Sashi, evrei în schimbul unor beneficii economice. Și sigur că aceasta nu poate fi decât o filozofie antisemită spusă altfel decât în termenii exterminării. Și se continuă, dacă vreți, folosirea instituțiilor statului, instituțiilor guvernamentale, așa cum găsim și în perioada Holocaustului și în perioada antisemită, pentru a duce o propagandă formală și informală împotriva evreilor. Trebuie spus că în cei 45 de ani de comunism, comunitatea evrească nu a fost tratată ca o comunitate distinctă, ca nicio altă comunitate sau minoritate națională. Și în ceea ce privește tragedia Holocaustului, în 45 de ani nu s-au organizat comemorări ale Holocaustului. În general, acest discurs asupra comemorării Holocaustului era amalgamat în general în discursul legat de crimele fasciste și, în general, individualizarea crimelor antisemite nu exista și împotriva comunității evreiești. De asemenea, ignorarea responsabilității statului cu privire la evenimentele Holocaustului a continuat mulți ani după dictatura care se prăbușește în 1989. Practic, poziția oficială a statului român până la începutul anilor 2000 a fost una de negare, de relativizare, de trivializare, dacă vreți, pentru a nu crea un sentiment de vinovăție în societate. Și atât în perioada comunistă cât și după, Holocaustul devine un instrument prin care regimurile, sub diverse forme și de diverse facturi, folosesc în general tragedia evreilor pentru auto-victimizare și auto-glorificare a propriei participări a României în al doilea război mondial. Este, dacă vreți, aproape de neacceptat ceea ce s-a întâmplat în 1990, când se produce, dacă vreți, și o translatare a acestei dezbateri legate de participarea României în Holocaust și în al doilea război mondial într-o altă diversiune, aceea de a contrapune, spre exemplu, imaginea lui Antonescu cu cea a regelui Mihai, pentru a închide o altă temă în societatea românească, cea legată de dezbaterea formei de guvernământ. Deci, valuri de propagandă, de denaturare a adevărului istoric au continuat după prăbușirea comunismului cu privire la felul în care am tratat comunitatea evrească și înainte de 1945 și după 1945. De asemenea, România ajunge astăzi într-o situație extrem de dificilă din acest punct de vedere, în a avea o comunitate evrească de câteva mii de evrei. Probabil este un caz dintre puținele din lume, dacă nu unic, de la cifra pe care am avut-o, deci a patra comunitate evrească din lume la mijlocul anilor, la mijlocul perioadei interbelice,
până la câteva mii de evrei astăzi, o politică practic care este continuată și de regimul Antonescu și de regimul comunist și practic ajungem în plină perioadă de tranziție, în perioada post-revoluționară după 1989, să avem o comunitate aproape dispărută. Foarte interesant acest lucru. Ce s-a întâmplat dincolo de Prut în Basarabia după anul 1945? După 1945, sigur că continuă această discriminare și continuă această formă de persecuție împotriva comunităților evreiești. Basarabia, din păcate, intră pe această hartă a dublei ocupații și a unui genocid în dublu sens, acest tărâm însângerat pe care cunoscutul istoric american Timothy Snyder o promovează și în care mă înscriu ca și concept teoretic. Cu alte cuvinte, înainte de noi vorbim acolo despre o persecuție și o exterminare a comunităților evreiești, de fapt, dacă vreți, de trei ori. Deci odată înainte de 1941, în timpul retragerii din 1940, după 1941 și ulterior după revenirea sovieticilor în primăvara lui 1944, și continuă după 1945 cu persecuție la adresa comunităților evreiești. Chiar dacă anumiți lideri comunității și membri ai comunității ajung să dețină poziții în structura de management mijlociu sau de top a organizațiilor politice sau instituții după 1945, acest lucru nu presupune o reconsiderare a comunității și o creștere a toleranței față de comunitatea evreiască. De asemenea, se întâmplă ceea ce se întâmplă și în dreapta Prutului, adică tema Holocaustului aproape că nu există. Dacă există comemorări, ele sunt din inițiativa comunităților evreiești care se reduc numeric de la an la an și nu dintr-o politică a statului de reconsiderare și recalibrare a discursului cu privire la participarea României în Holocaust. Domnule Muraru, vă pun două întrebări, ultimele întrebări ale discuției noastre. Unu, problema Transnistriei, mă refer la deportările evreilor în Transnistria. Cum vedeți activitatea de cercetare din acea zonă sau pe această temă? Bine, trebuie spus aici că România se comportă în al doilea război mondial ca un stat profund despotic. Cu alte cuvinte, legătura României cu Transnistria nu există înainte de 1941, deci de acordul de la Tighina, prin care ia în administrare Transnistria. Transnistria reprezintă un teritoriu care a fost, de fapt, soluția finală românească la problema evreiască. Înseamnă crearea unui spațiu imens al morții cu cele mai negre deportări și condiții din tot Holocaustul românesc și unde găsim și deportarea celor 25.000 de romi. Pentru că spre deosebire de participarea altor state în proiectul european al Holocaustului, România dezvoltă
și cu precădere această componentă a Holocaustului împotriva romilor, 25.000 de romi, odată cu evreii deportați în Transnistria, sunt duși peste Prut și Nistru, și dintre care doar o mică parte dintre aceștia se mai întorc, începând cu 1943-1944. România are o responsabilitate imensă cu privire la genocidul care are loc în Transnistria, chiar dacă în istoriografia europeană astăzi acest lucru este foarte puțin discutat. Chiar dacă pentru cei care ne ascultă, dacă merg sau ne privesc, dacă merg, spre exemplu, la Yad Vashem sau la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, acolo unde sunt reprezentate toate câmpurile morții și toate imensele lagăre care au însemnat parte din soluția Holocaustului, trebuie spus că Transnistria beneficiază, între ghilimele, bineînțeles, de o mică reprezentare. Deși, ca număr de victime, Transnistria este un important punct pe harta Holocaustului european. Și mai mult decât atât, trebuie spus că cu precădere Transnistria nu înseamnă o exterminare a evreilor prin camere de gazare, ci înseamnă parte integrată din procesul de luare a decizii și de metodele de exterminare folosite în Est, și anume exterminarea prin execuție sau prin înfometare sau prin condiții de deprivare imensă. Cu privire la cercetarea astăzi legată de Transnistria și de participarea României și de responsabilitatea imensă a României cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Transnistria, trebuie spus că suntem extrem de deficitari, așa cum spuneam că și istoriografia europeană a neglijat din diverse motive acest element. Astăzi, foarte puțini cercetători s-au îndreptat asupra acestui subiect din foarte multe cauze, în general legat de accesul greu la arhive în perioada post-1989, apoi legat cu privire, spre exemplu, la procesele criminalilor de război, legat de în continuare problema legată de arhivele din Federația Rusă și de accesul la arhivele din Federația Rusă, de asemenea de lipsa unui acord în continuare cu Ucraina. Nu avem în continuare un acord bilateral cu această temă. Și această temă este în continuare o problemă. Și evident de felul în care noi, ca stat, după 1989, am înțeles să cultivăm acest subiect, nu numai al Holocaustului, dar și al participării noastre și al responsabilității în Transnistria în universitățile românești. Am în continuare această problemă și am sesizat-o din felul în care am trecut eu prin universitate și sunt în continuare într-o universitate din primele trei din România cu peste 20.000 de studenți, unde există un singur curs dedicat special pentru istoria Holocaustului pe care îl predau și care este un curs opțional, dar nu pentru studenții de la istorie, ci pentru cei în științe politice și relații internaționale, și unde în continuare, repet, am această problemă legată de cei care au fost formați, din păcate, în perioada comunistă, profesori, instructori, și cei după 1990, care au fost învățați, din nefericire, să evite subiecte, așa zis, problematice din istoriografia românească. Faimosul reflex al tabuului. Este un reflex, din păcate, în continuare, și care
El practic a tranzitat întreaga perioada anilor 90 și anilor 2000. Practic astăzi numărăm pe degete cercetătorii români care activează în instituțiile românești, fie că vorbim de universități, de Academia Română sau de și alte care vorbesc centre deschis despre acest subiect. De cercetare, exact, care și-au pus în, să spunem, în propriul portofoliu această discuție legată despre Holocaust și de aceea cred că e nevoie astăzi de o întreagă reconfigurare, nu numai a programei școlare, vă aduc aici o informație. Și a întregului discurs academic. Exact, vă aduc aici o informație în premieră. Guvernul a acceptat în această săptămână să dea un punct de vedere afirmativ cu privire la pozitiv cu privire la predarea disciplinei Holocaustului în școli. Deci foarte important acest lucru. O disciplină obligatorie după ce Parlamentul a făcut această inițiativă prin domnii Wexler și Câmpeanu. Și, practic, cel mai probabil în câteva săptămâni ajungem să aducem această inițiativă legislativă în plen și apoi în promulgare. Să o implementăm în anul universitar școlar 2022-2023. Domnule Muraru, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Aha. Vă mai așteptăm și altă dată. O splendidă discuție într-o zonă extrem de dureroasă și sensibilă a trecutului nostru. O călătorie în trecut. Sunt Cristian Gava. Mulțumesc încă o dată Alexandru Muraru. Remarcabil. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI. O duminică frumoasă. La revedere!